cel de-al doilea război mondial, statul a acordat temporar dreptul de a funcționa ca asociații unui număr important de grupuri religioase, care fuseseră crunt oprimate sub regimul Ion Antonescu. Printre acestea, s-a numărat și Biserica Adventist Reformistă, care în anul 1947 a fost oficial recunoscută ca asociație religioasă. Tuturor li s-a cerut să-și prezinte mărturisirea de credință și să-și precizeze poziția față de stat. Ulterior, Ministerul Cultelor a cerut adventiștilor reformiști modificarea statutelor, respectiv articolul 5 aliniatul E în care era scris: respectăm ca zi de cult ziua sâmbetei, în care nu facem nici studii școlare și nici exerciții militare, ci intervenim doar în cazuri de salvare a vieții. Facem serviciul militar ca necombatanți, dar numai conform principiilor noastre și la cererea noastră, adică acolo unde ne permite conștiința. În ce privește participarea la război, era scris de asemenea: avem oroare față de război și nu luăm parte la măcerurile totalitare dintre popoare, întrucât suntem internaționali și privim pe toți oamenii ca frați. În același timp, s-a făcut presiune asupra liderilor bisericii să se asocieze cu Biserica Adventiștilor de ziua 7 din România. Se pregătea formarea așa zisei Confederația Cultelor, care a cuprins toate bisericile și cultele din România. De asemenea, s-a cerut conducerii bisericii să depună jurământul de credință în fața Ministerului Cultelor. Nu s-a acceptat nici unul din lucrurile cerute de Ministerul Cultelor și, ca urmare, în anul 1951, biserica a fost pusă în afara legii prin respingerea statutelor, interzicându-i se orice fel de activitate. S-a trecut apoi în mod sistematic la desființarea Asociației Religioase Adventiste Reformiste, punând pe urmele predicatorilor și apoi a tuturor slujbașilor securitatea, care interpreta ca fiind călcări ale legii statului chiar și o vizită făcută unor membri din familie și rugăciunea făcută împreună, numind-o activitate religioasă interzisă, prin care cei făcuți vinovați erau amendați, apoi arestați și condamnați la ani grei de temniță. Discriminarea împotriva fidelilor bisericii a cunoscut noi forme. Iritați de lipsa de conformism a multor membri, liderii de partid și de stat au luat măsuri contra acestora, orchestrând denigrarea sistematică a credincioșilor în ședințe publice ori în mass media. Scopul nedeclarat al sistemului comunist era depersonalizarea individului și uniformizarea ideologică și socială. În dreptul celor care nu se puteau încadra în ideologia sistemului, era invocat motivul nesupunerii față de autorități, întrucât refuzau condițiile satisfacerii serviciului militar, fiind astfel trimiși în închisoare, unde erau supuși unui regim de muncă și unui tratament inuman. În practicile comuniste, în anchetele comuniste, se urmărea un singur lucru: demoralizarea, pierderea personalității, ca apoi să devii, cum am mai spus, o plastelină în mâna lor. Asta se urmărea. Începând de la schimbarea ținutei, de la tunsoarea aceea nenorocită, de la toate practicile, degradarea ființei umane. Să nu ai busolă. Asta se urmărea. În anchete și ulterior, pe toată perioada, cum intervine Dumnezeu, îți ridică mâna. Aceasta s-a întâmplat la vârsta de 21 de ani, când Dumnezeu m-a chemat prin uneltele acestea omenești, aș putea să spun, să satisfac stajul militar, și pentru mine spun că a fost o onoare când am primit invitația aceasta, adică biletul de chemare la unitate. Părinții mei erau împotrivă ca să merg la pușcărie, povestisem că dacă se va întâmpla să merg, zic eu, nu vom mai, n-am să fac armata și am să merg la pușcărie, părinții au zis că nu se sărătăți la cap, au vrut să-mi facă certificat de nebun, am refuzat pentru faptul că mi-a fost frică de Dumnezeu și am crezut că dacă fac lucrul acesta, Dumnezeu mă poate nebuni și decât să rămân nebun în libertate, zic mai bine să fiu sănătos în închisoare.
Și mergând la armată, pot să spun că n-am făcut de cunoscut părinților mei ce am de făcut în momentul acesta, știam că se împotrivesc, m-a rugat Dumnezeu să-mi dea putere ca să rezist orice s-ar întâmpla, să rămân credincios lui Dumnezeu și pot să-i mulțumesc Dumnezeu că așa s-a și întâmplat. Dumnezeu, deși eram un copil firav, nu aveam nici atâtea cunoștințe de vaste în privința aceasta, dar Dumnezeu a fost cu mine, m-a întărit și aș putea să spun că a făcut minuni mari cu mine Dumnezeu. Pe când a întrebat președintele că acolo în Biblia dumneavoastră, zice, nu scrie acolo să fii supus cezarului, zic, da, domnule președinte, așa spune. Apoi am dat explicația, așa mi-a luminat Dumnezeu mintea, da, așa spune. Eu am fost supus cezarului. Cezarul urșu ce ia lui Dumnezeu să-i dau lui și de aceea m-a băgat aici. Și am muncit conștiincios timp de 6 zile. Cezarul vrut și-a lui Dumnezeu să-i dau lui. Și atunci, zic, întrebați pe domnul comandant, chiar acolo lângă el, chiar aștepta comandantul, nu putea el, ca martor, dar nu l-a acceptat, numai dacă am zis eu. Întrebați pe domnul comandant. Și atunci a făcut cu capul și cu mâna să vorbească. Și apoi el a vorbit, era și capitanul meu, zice, tovarășul președinte, să știți că copilul este cei mai buni băieți. Nu lucra sâmbă, dar e adevărat. Dar în cealaltă zile avea 2 norme și peste 2 norme zilnic în afară de sâmbăta. Când a zis așa, procurorul o zice, ce? Chiar dacă ar fi luat toată cariera în brață și o ducea în fața fabricii de ciment, egal cu 0 la noi, dacă nu merge într-o pas cu noi. Aceștia, zice, religia asta cât va deunui, este contrară de ce de a ne putea duce la îndeplinire socialismul și comunismul. Și cer maximul de pedeapsă, sub 12 ani, sub nicio formă. Sunt fica fratele și Ciclovan Petru, care a fost și-a făcut detenție. În total, 13 ani a făcut detenție în 3 rânduri. Pentru armată, mai târziu când a fost... I s-a propus să fie informator, a venit securitatea și el s-a propus, a refuzat categoric, dimpotrivă, le-a spus că va informa pe toți frații de acest fapt și a fost imediat închis, a făcut 3 ani și 2 luni și în ultima perioadă și cea mai grea, a făcut-o 7 ani. Aici a fost foarte greu încercat, prin bătăi, prin lanțuri, în fomentare, în celulă, în izolare, tot ce se poate înțelege mai greu, a suportat. Unii frați îl socoteau oarecum fanatic, extremist, dar ar trebui să remarc aici, în fapt, un frate a avut un vis de la Dumnezeu în care i s-a făcut de cunoscut printr-un înger. Lăsați în pace pe Ciclovan. El este... credincios și el îmi va servi mie până la moarte. El îmi va rămâne credincios. Și dimineața acest frate a mers tatălui meu și a cerut scuze și iertare și a spus, uite ce mi-a arătat Dumnezeu cu lacrimi, a spus, pentru tatăl meu a fost poate cea mai mare încurajare în aceste clipe grele în care le trăia și zile. A primit curaj și ba mai mult, când frații aveau speranțe că poate va veni un decret, se va elibera, tatăl meu s-a rugat mult și a rostit și a cerut de la Dumnezeu să știe, Doamne, care-i planul tău cu mine, cât va trebui să stau aici. Și a avut un semn vizibil de la Dumnezeu, din care am înțeles clar că va executa toată pedeapsa, cea ultimă de 7 ani. Aș vrea să amintesc în total, a făcut detenție 13 ani. În toată perioada de 7 ani, noi nu am știut nimic de tatăl nostru și nici tatăl nostru de noi acasă. Prima probă pe care am avut-o a fost cu armata. Atunci când a fost încorporat, dus la unitate și când a trebuit să ia hotărâre, pentru a rămâne credincios, încercarea a fost totdeauna pentru cei credincioși, sabatul și pentru mine totdeauna a fost sabatul și așa cum știți cu toții bine, jurământul și a face instruire cu armă. În timpul stagiul militar, cum se face, făcea pe timpul comunismului.
A fost câteva momente foarte tulburi și a ieșit din fire și după câteva momente apare un alt colonel și întreabă ce s-a întâmplat. Și atunci îi spun, domnul colonel, este drept că am ajuns în fața dumneavoastră, sunt conștient că trebuie să dau niște declarații, sunt gata să le dau, dar vă rog frumos, dați-mi libertatea să scriu eu ceea ce cred și ceea ce sunt convins. Nu vreau să-mi dicteze domnul colonel și să scriu ce dorește dumnealui. Și atunci acesta a zis, lasă-l la mine. M-a dus într-o altă cameră, un alt birou și mi-a dat alte col de hârtie, un pic și a spus, scrii ce vrei tu, când termin, mă anunți. După vreo două ore, i-am dus la birou declarația, după ce a citit-o, a zis, pentru ceea ce ai scris aici, vei fi condamnat. Și am spus, mă bucur. Mântuitorul meu, căruia îi slujesc, a trecut pe aici. Și mă bucur că sunt învrednicit să calc pe urmele lui. Ai declarat acolo că sâmbăta nu vei efectua nicio activitate. Îți menții declarația? Da. Fiind încorporat la Craiova, la o unitate militară, n-am vrut să prestez servicii în zile de sabat, sâmbăta. Am refuzat să iau arma, să depun jurământul militar. Și în felul acesta am fost pedepsit. La început am făcut 44 de zile de arest, dormeam pe podea, mai arunca apă să nu pot fi nefiind pat, dormi jos. A început să nu-mi dea mâncare, decât la 2-3 zile câte un pișcot de ăla de război. Și zicea că până la urmă nu mai știu când e sâmbătă, fiindcă n-avea geamuri, camera și mă derutează și în felul acesta am să calc și să lucrez în zile de sâmbătă. Acolo a venit un colonel, doctor, și a spus, unde scrie în Biblie să-ți iubești vrăjmașul? M-a întrebat de ce nu semnezi jurământul militar. Am avut câteva declarații luate înainte în Matei. Unde în Matei? Matei capitolul 5. Și ce zice acolo? Iubiți pe vrăjmașii voștri. Păi tu n-ai vrăjmași. Nu am vrăjmași, că zic, frații mei credincioși din Ungaria sau din Rusia, dacă au nevoie de ceva, eu n-am decât să le dau din ceea ce am eu. Așa că nu am vrăjmași. Dacă sunt ai dumneavoastră ortodox sau catolici, dumneavoastră vă luptați cu ei. A ținut logica asta o vreme, dar a spus, pentru conceptul acesta o să plătești cu pedeapsă penală. Într-adevăr, aceasta s-a întâmplat. Am fost dus la unitate în București, care era responsabilă de compania de la Oltenița. Acolo a început munca de lămurire din partea organelor unității. Un colonel care era prieten cu familie de adventiști mi-a spus, după 3 ore, eu semnez în locul tău. Doar recunoaște că tu ai semnat. Nu o să ai nicio problemă. Și am spus, nu. M-a încetat și m-a condamnat, adică mi-a făcut proces, o să lucrez toată săptămâna, dacă nu lucrez sâmbătă, nu-i răspunde nimic. Da. Mi-a făcut proces, m-a trimis disciplinar la Moren, de la Moren m-a dus înapoi la Filipești, arestat, urmă de acolo, de la Filipești, mi-a făcut dosar, m-a condamnat un an de zile la Filipești. Fiindcă n-am vrut să declar cum a vrut ei, i-a dat două palme, am vrut să le vrut. Așa a venit comandantul regimentului, s-a dat onorul și Pascu Vasile să vie la mine. M-am dus la el, m-am întors cu fața către unitate, către, erau 1200 de soldați și m-a întrebat, nu vreți să faci armata? Nu. Uitați, tovarăși soldați, tovarăși ofițeri,
la soldatul Pascu Vasile, care nu vrea să se facă, zice, armata, să știe că este un dușman al țării, este un cum mi-a spus numai, că sunt un trădător, și așa mai departe, multe, care nici nu le mai pot ține de atâta câte mi-am făcut. Și să știe că din ora aceasta mai este arestat și băgat la închisoare. Și au venit doi ei cu automatele, unul în spate și unul în față, și vă băga la închisoare. Acolo la închisoare am stat 9 zile la închisoare. După ce m-au băgat la închisoare, nu mi-au dat nimic de mâncare 6 zile. Absolut. Nimeni nu m-a căutat, nimeni n-ai avut la cine să te plângi ceva. Dormeam jos pe dușumea, atât am avut noroc. Geamul spart era un carton cu un lemn răzămat. Apare era zăpada de 20 de centimetri, frigul era mare, stăteam jos, am înghețat completamente. Nu mai mă puteam scula de jos. Trebuia să merg în genunchi până undeva să mă prind ca să mă pot să mă ridic în picioare. Și făceam mișcări din picioare, din mâini, ca să nu îngheț de tot. O simplă simulare a ceea ce ți se cerea, să te faci doar că muncești în sabat sau să te prefaci că depui jurământul militar, punând doar 3 puncte în loc de semnătură, i-ar fi putut scuti pe unii de ani grei de temniță. Le-ar fi oferit o carieră onorabilă în ochii lumii și multe privilegii în locul suferințelor de care ar fi avut parte în caz contrar. Și totuși, istoria cu cei 3 tineri în fața chipului de aur ridicat de Nebucadnețar s-a repetat adesea și în nenumărate moduri în cazul acestor credincioși, mărturisind cu multă putere că există valori mai scumpe decât viața, că există un Dumnezeu pentru care merită să trăiești, dar și să suferi și să mori, dacă situația o cere. Iubirea profundă pentru Mântuitorul lor i-a determinat ca în fața sentinței nu doar să o poată accepta, ci să considere ca fiind o onoare să pășească pe urmele lui prin suferință, transformând astfel slăbiciunea în putere, tristețea în bucurie și condamnarea în privilegiu. Autoritățile, ofițerii, când a fost încorporat la unitate din Alba Iulia, 07-94, Geniu, acolo am fost solicitat și ales ca să fiu furier la biroul companiei. În condițiile astea eram foarte solicitat, simpatizat de toți, dar mă gândeam că voi pierde libertatea și oferta de onoare și de ceea ce se întâmplă acolo. Și mă rugam ca Dumnezeu să mă ajute să fiu credincios. În ceea ce privește reacția mea când mi s-a comunicat această sentință, a fost că sentința mi s-a comunicat la o săptămână după dezbatere. A venit în penitenciarul Timișoara Popa Șapcă, grefierul de la Tribunalul Militar, și mi-a comunicat că sunt condamnat pe 5 ani și m-a pus să semnez. Iar eu i-am spus, m-am gândit la cuvintele Apostolului Pavel, care spune la Filipeni, capitolul 1, cu 29, vouă v-a fost dat harul nu numai să credeți în el, dar să și pătimiți împreună cu el. Și spune la Faptele Apostolilor că ucenicii s-au bucurat că a fost persecutați și băjocoriți pe numele lui Hristos. Și vă spun așa sincer că i-am mulțumit, se transmite instanțe că le mulțumesc pentru cei 5 ani. Asta a fost reacția mea. Nu mi-am manifestat răzbunare și nici tristeță. N-am vărsat o lacrimă când m-am auzit la vârstă de 21 de ani că eu sunt condamnat pe 5 ani. N-am scăpat nicio lacrimă. Vă mărturisesc sincer că atunci când Duhul lui Dumnezeu ia în stăpânire inima celui care vrea să servească cu toată puterea și credincioșia lui Dumnezeu, vreau să vă spun că nu mai este nicio teamă,
Și pe lângă puterea care am primit-o de la Duhul lui Dumnezeu, care m-a încurajat ca să rămân pe temeria adevărului, în fața celor peste 1000 de suflete care au asistat la judecata mea și de la partid și securitatea era de față, și poate vă voi spune despre comandantul direcției penitenciarelor, era de față acolo la judecată. Și în fața lor, în primul rând, era tatăl meu, care îl cunoașteți, Alecu Oprea, mama mea și cele două surori. Afară, din grupul de pompieri, era o mulțime de frați, surori și tineri și tinere, dar nu le-a dat voie să vină înăuntru, considerând că îi va încuraja și pe ei poziția care eu o voi lua. Și tot timpul cât am fost întrebat și răspunsurile care le-am dat, vreau să vă spun că îl priveam pe tatăl meu și pe mama mea, nu am lăcrimat deloc ca să nici eu să nu-i descurajez pe ei, să-i le provoc durere, dar nici ei n-au lăcrimat. Dar tatăl meu tot timpul se uita în sus, nu ridica mâna, fiindcă nu vrea să fie văzut și așa făcea către mine. Punea capul în jos. Deci, era o încurajare să mă încred în Dumnezeu. Deci sentimentul meu a fost acesta. M-am bucurat că Domnul mi-a dat putere să pot să aduc cinste, să fac cinste cauzei Lui și nu am regretat și nu mi-a părut nici o clipă rău că eu am primit 5 ani de condamnare. Sentința a fost rostită pe loc. La închisoare, m-a băgat acolo în închisoare, la Timișoara, închisoarea la Popa 7, numărul 7 acolo, și mi-a spus că pe data de 20 februarie mă judecă, nu, 20 martie, că 20 februarie m-a arestat și după o lună de zile mă judecă. Am stat prevenit acolo, bun, când am ajuns acolo, ziceam că cum era aerul ăla închis și mulți acolo, zic, eu mor până atunci, mă scap. N-am murit. Dumnezeu m-a scăpat și de asta. Dar când mi-a dat condamnarea, 10 ani, am fost iară, eram 12 inși, eram, nu, eu singur eram, că eram pocăit. Restul era pe diferite. Și vine sentinela care ne-a dus pe noi, acolo, zice, tu cât ai, tu cum te cheamă, ăla 5, ăla 2, ăla 3, ăla 2 luni, și pe tine cum te cheamă, Chițu Nicolae. N-a vrut să-mi spune câtă condamnare am. Spune-mă, că da, știu că 10 ani mi-a dat. Eu parcă știam. Zice, da, 10 ani. Nu m-am speriat, absolut deloc nu m-am speriat că mi-a dat 10 ani. Când mi s-a dat sentința, nu mi-a fost greu. Mi-a fost, am simțit o bucurie când a spus, că s-a suspendă ședința pentru darea sentinței. Când a venit, că m-a judecat în fața unității, pe o parte era armata, era ofițer până la soldat, și pe o parte era civilii că ieșise atunci din tură, de sim. Și când a dat sentința, deci inculpatul Mihai se condamnă la 6 ani de zile pentru insubordonare, neexecutare de ordin și 4 ani pentru instigare și propagandă. Civilii au vociferat mult. Au strigat, nu. Să-i se dea cu suspendare, să fie condamnat cu suspendare, numai dacă îi scălește. Că lucrează, atunci da, altfel nu. Nu, atunci am spus, am pus întrebarea. Ești mulțumit cu pedeapsa care ți s-a dat? Sunt foarte mulțumit, le-am spus. Cu un surâs pe buze, sunt foarte mulțumit. În
închisorile comuniste, condițiile de trai au fost de neimaginat. Totul fiind gândit astfel încât omul să nu poată nici să moară, dar nici să trăiască normal, fiind tot timpul la limita dintre viață și moarte. Cei care erau trimiși în lagările de muncă silnică erau obligați să muncească până la epuizare și uneori până la leșin. La toate acestea se adăugau batjocuri și pedepse suplimentare. Erau înfometați, erau obligați să meargă în continuu. Dormeau pe jos, în celule reci și ude și uneori lipsite de lumină. Suprapopularea era o metodă de maltratare psihică și fizică des întâlnite în închisorile comuniste. Astfel, condamnații erau înghesuiți în așa măsură încât adesea se ajungea la imposibilitatea de a sta așezat. Aerul din cameră devenea imediat insuficient și insuportabil, motiv pentru care deținuții veneau, pe rând, în dreptul ușii, spre a inspira pe sub toc. Erau aproape lipsiți de asistență medicală, bolile și suferințele lor fiind știute de cele mai multe ori, numai de Dumnezeu, singura speranță a sufletelor lor. Într-un sabat, comandantul m-a chemat și mi-a ordonat ca să lucrez sâmbătă. Am refuzat, m-a băgat în biroul său, învârtea pistolul pe masă și m-a întrebat de ce nu lucrez. Am spus că sunt condamnat pentru această faptă. Și m-a luat la bătaie cu pumnii și cu picioarele, mi-a dat în cap cu pumnii și mi-a sărit stele din uiți. Dar Dumnezeu mi-a ajutat și am rămas sănătos. Nici nu puteam să stăm într-un loc datorită faptului de frigul care îmi doream acolo. Ne infecționam unul pe altul ca să poată să circule sângele și alergam toată camera de la un cap la altul să facem mișcare ca să ne putem încălzi. Că după ce nu era nici mâncare, că acolo o zi de dea bucățica de pâine care au un cec de pâine, adică 100 și ceva de grame de pâine, ziua la altă nu dea nimic. Dar totuși Dumnezeu a avut grijă de noi și ne-a purtat de grijă chiar acolo unde era. Să vedem ce s-a întâmplat. Domnul care era de serviciu atunci a venit, a deschis și ne-a băgat la fiecare câte o felie mare de pâine cu margalată deasupra. Fratele Alecu, care avea experiență, și fratele Paul din alt de penitenciar, zice, băi, ce a făcut omul ăsta, e scris în cărțile din ceruri. Dumnezeu răsplătește, nu-l lasă nerăsplătit acest om. El a făcut cu riscul de a pierde servicii. Și noi n-am avut cuvinte să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a făcut. Și el poate ar mai fi făcut și altă dată, dar a băgat alții deținuți acolo peste noi. Cu toate că era o cameră foarte mică, toată ziua nu puteam să stăm decât numai în picioare, pentru că dimineața la ora 5, acel pat care era zis pat, dar era o scândură care se încuia pe perete, și până seara la 10 se tăia închis. Noi stăteam numai în picioare, dați seama, pe ciment, pe beton. Și cu toate astea, Radu Alecu l-a rugat pe acel plutonier și atunci l-a dat ceva și a șters apa aia de acolo, n-a mai stat în apă. Dar totuși am văzut mâna Dumnezeu că ne-a purtat de grijă în orice clipă. După câteva zile, 4-5 zile, a cincea zi a venit și l-a liberat fratele Alecu. I-a spus, zice, unul dintre voi atât se liberează. Îl scoate afară la izolare. Și ne-am gândit că era mai bătrân fratele Alecu, ei s-au gândit că nu poate rezista și l-a scos afară după 5 zile. Eu am rămas în continuare cu fratele Paul și mie mi-a fost atunci foarte rău acolo. N-am mai putut să mai rezist. Când venea și amețeală, nu mai puteam vede și i-am spus lui fratele Paul, zic, băi, Paul, zic, că mă simt rău de tot. Și m-am plecat atunci la rugăciune, am făcut rugăciunea pe care nu o făcusem niciodată în viața mea. După ce m-am ridicat la rugăciune, am văzut, am simțit o putere pe care am putut rezista până a 10-a zi. Am văzut puterea lui Dumnezeu, Duhul Dumnezeu, care m-a întărit și mi-a dat putere ca să pot ieși viitor în lupta care aveam. Atunci când crezi că nu ai altă șansă, Domnul te ajută, nici nu știi, dar
încrederea să ți-o păstrezi în Domnul, Domnul te ajută. Eram odată în delta Dunării și am ghețat Dunărea. Nu aveam ce mânca și am vândut o pereche de pantaloni pe un kilogram de zahăr. Și mâncam mămăligă o lună de zile cu un kilogram de zahăr și niște praz. Atât a fost mâncarea. De cât nu mă atingeam mămăliga în zahăr ca să putem să o înghit. Era plină cu nisip, făina aia, mălaiul, din cauza că nu era și mătura din cameră pe jos cu mătura, făina, ca să facă mămăligă. În Jlava am avut mare problemă cu Ștefan ăla care era un criminal, un ofițer, un criminal care era comandantul plotonului de execuție, care executa pe cei care erau condamnați la moarte și după ce venea sentința, s-au respins recursul, atunci rămânea ca să fie executat. Și el era cel care executa. Și scotea mâncarea afară, că nu putea mânca. Și era chemat el ca ofițer de servici, venea, care e ăla, măi, care nu mănâncă? M-a chemat afară imediat. Ea e castronul ăla, era un castron și lingură acolo și era cu varză, dar cu bucăți de carne. Zice de mine, ia castronul, ia mă castronul și vină cu mine. A luat castronul și ăia din cameră, îl omoare acum pe ăsta, o să-l bate pe domnul Radulovic. Și așa s-a întâmplat. Mă duce, hai cu mine, mă duce acolo pe un prag, mă pune, era un prag așa mai înalt, la intrare într-o izolare, știu, ia stai acolo. Am stat acolo, i-am pus castronul lângă mine. Ia castronul, mă, în brață. Am luat castronul așa în brață. Mă pune mâna pe lingură. Am pus mâna pe lingură. Bagă lingura mâncare, măi. Am băgat lingura mâncare. Ia scoate lingura și du-o la gură. Am scos lingura și am dus-o la gură. Cască gura, măi, și bagă mâncarea în gură. Până aici. Eu știam că e bine să ascultăm până într-un anumit loc. Până aici. N-am zis nimic, am stat așa cu lingura. Dar n-am deschis gura. L-a enervat. Să n-ascult un deținut de Ștefan, ofițerul, comandantul închisorii, să n-ascult de el. Era... Trebura închisoarea când auza din numele lui. Și zice, fraților, așa s-a enervat. Când m-a lovit peste lingura, cum am ținut-o aici în fața gurii, lingura m-a lovit peste gură, peste buză, m-a tăiat buza aici așa, m-a lovit peste dantură, a căzut lingura jos. El s-a plecat, a luat lingura. Și toată mâncarea ce a fost acolo, a scos-o și a aruncat-o la mine pe față și m-a lovit cu lingura peste față în toate forbele, până m-a tăiat și m-a făcut cu sânge și sângele curgea așa pe barbă și pe piept, peste haine, peste mâncarea care era pe mine. Și enervat, m-a băgat la izolare și m-a bătut acolo și pe urmă, du-te înapoi la dormitor. Și m-a dus înapoi, credeau toți de acolo că mă omoare, dar s-au bucurat toți deținuții că nu m-au omorât, m-a dus acolo, dar toți au venit la mine să mă ajute, dar nu imediat, că el urmărea să vadă care vine să te ajute cu ceva, să te speli sau să te curăți. Au stat oamenii liniștiți până a simțit că a plecat de la ușă și au venit, domnule, ce ai pățit, ce, ești, uite, ești tot sânge și mi-au turnat apă și m-am spălat, m-am curățat și am văzut și acolo, nu contează, prin bătăile alea și toate, am văzut mâna lui Dumnezeu că nu m-a ucis și nu m-a omorât. M-a salvat, m-a ajutat Dumnezeu și am scăpat și de acolo. După arestare, 3 ani și jumătate, în fiecare noapte, la ora 12, venea securitatea și făcea percheziție. Avea un motiv pentru care venea, invocat. A dezertat și vrem să vedem dacă n-a venit acasă. Cu cismele deschideau în ultimul timp ușile. Le-a reparat după ce m-am căsătorit și am ajuns acasă. A venit bolnav din pușcărie, 4 ani și jumătate, mama soacră l-a dus în spate. Atâta teroare și atâta durere peste familie.
încât a demoralizat, a distrus și fizic. 3 din băieți sunt în mormânt astăzi. Legat în poziția de T, cătuș la mâini, cătuș la picioare și T între ele, am avut haine de categoria A4. Ce înseamnă asta? Erau hainele care erau de la militari duse în unitățile de pușcărie, la pușcărie, și cu acelea se îmbrăcau deținuții care erau întotdeauna duși în resturi. O haină de categoria 4 nu era mai mult decât o cămașă și un veston, care s-a întâmplat, pentru mine cel puțin, ca să fie amândouă pe colonă, spintecate, aproape de sus până jos. Vă rog să vă închipuiți, acum o problemă, era undeva sfârșitul lui noiembrie, spre sfârșit, nu știu ce s-a întâmplat, că a fost frig, și pe perete puteai să scrii în bură la adâncime de 1 cm. Bură, gruma pe perete, gruma 1 cm. 1 cm, puteai să scrii în ea. Noi acolo dormeam pe paturi, că eram 2 inși cu băiatul de care am amintit, dormeam pe paturi, reformate și acelea, paturi din platbantă de 4-5 cm, nu știu cât era, din aceea subțire, care era pe cant, care era pe lat, care cum era dintre paturi, pentru că ele oricum au fost folosite și erau date pentru fierbere. Ori la noi, acelea erau băgate doar seara și dimineața scoase înapoi. Ce să vă spun în ce privește perioada detenției? Ca la pușcărie. La pușcărie nimeni nu te ia în brațe să te ducă să-ți fie bine. La închisoare sunt probleme și probleme. Deci de la securitate, după perioada cât am fost anchetat, după ce am fost condamnat, am fost depus la penitenciar. Am fost trimis la Jilava, unde am stat o perioadă. De la Jilava, nu mai mi-aduc aminte exact cât timp am stat la Jilava, am fost dus la Gherla și de la Gherla am fost dus în baltă, în balta Brăilii, ca să muncim, să ne scoată la muncă. Problema mai grea a fost când a trebuit să ne ducă la muncă, că eu nu am lucrat sâmbătă. Am fost obligat ca să muncesc sâmbătă, pentru că ni s-a spus că noi trebuie să ieșim din pușcărie alți oameni transformați, parcă am fi fost niște plastirină, ca să fim mulați cum vrea oamenii. Ori lucrul acesta Dumnezeu mi-a ajutat și am rămas pe aceeași poziție care am avut-o de la început. Dumnezeu m-a întărit să rapt bătaie, foame, frig, lipsa de scrisoare în relația cu familia, pentru că, așa cum am povestit mai înainte, scopul era ca să fim schimbați, să se schimbe mentalitatea pe care o aveam. Viața din închisorile comuniste a fost numită adesea experiment, deoarece scopul urmărit nu era atât pedepsirea și îndreptarea obiceiilor rele, cât schimbarea minții potrivit dorinței sistemului. Deși adesea erau bătuți, înfometați și chinuiți, credința în Dumnezeu le-a întărit trupul și spiritul și i-a ajutat să poată supraviețui. Cum ne-am fi comportat în asemenea situații extreme? Am fi avut tăria de a suporta toate suferințele la care ei au fost supuși? Ne-am fi păstrat neșterbită integritatea morală? Sau am fi ales calea compromisului? Ar fi fost motivația noastră suficient de puternică pentru a ne face să acceptăm întemnițarea în condiții cumplite, tortura fizică și psihică, batjocura, nedreptatea și lipsa oricărei perspective în această viață, despărțirea de cei dragi și sacrificarea celor mai frumoși ani din viață pentru a rămâne credincioși poruncii lui Dumnezeu? Cum am fi suportat singurătatea, izolarea, mizeria, gerul,
lanțurile, foamea, munca până la epuizare și cele mai diabolice torturi. Când pe de altă parte erau oferite perspective atât de ademenitoare, cu prețul unor așa zise nesemnificative compromisuri. Eram la Pitești, la camera numărul 1 și erau 100 de deținuți. Și în fiecare săptămână, sâmbătă după masă, inclusiv duminică, era program administrativ. Și program administrativ, curățenie, tuns, bărberit, băiat și așa mai departe. S-a întâmplat că mașinile au fost duse la de tuns, la mascuțit și au venit sâmbătă. Toată lumea se tunde. 100 la fiecare a venit, că erau mai mulți frizeri, pe unde? S-au tuns, au mai scăpat vreo 7-80 inci cu părul mare, care n-au vrut să tundă. S-a venit ofițerul după secție, s-au tuns toată lumea, șeful de cameră a spus, zice, mai sunt câțiva deținuți care nu s-au tuns, dar de ce? Nu știm. Să iasă afară cei care nu s-au tuns. Și când au ieșit afară cei care nu s-au tuns, am ieșit și eu. De ce nu te-ai tuns? Și-a trăit domnul ofițer, a zis deținutul respectiv, eu mai am câteva zile și-mi intră dosarul în comisie să mă duc și eu cu păr acasă. Da, dacă, a zis ofițerul, da, dacă comisia te amână. Păi asta nu mai știu. Tunde-l imediat la tuns și după ce îl tundea, era asta milițianul și îi dea și cu o lovitură cu cravașca. Și șeful de cameră cu ușa intre deschisă și îl primea înăuntru. Al doilea la fel, am o bubă, mă doare capul, arată scutire, s-a întâmplat, în cele din urmă am fost eu. Eu mi-am formulat și nu credeam să nu mă tundă. Că nu aveai cum, nu era șansă de scăpare dacă milicianul sta acolo. Și zic, eu am să formulez o idee acolo, domnule șef, eu sunt pocăit, am o credință, eu pentru asta sunt condamnat, eu nu mă întâlnesc la cazan și uite așa. Dacă acceptă bine, dacă nu acceptă, mă tunești cu asta. În cele de urmă, când a venit, tu de ce nu te-ai tuns? Să trăiești, domnule ofițer. Am început să formulez și atât am putut să zic. Șeful de cameră, că era ușa, intră deschisă. Domnule ofițer, îmi permiteți mie să vorbesc în numele deținutului X? Șeful de după secție m-a lăsat pe mine și s-a uitat la ăla. Băiatul ăsta eu îl cunosc. E în brigadă la mine, e în dormitor la mine. El e un om corect, cinstit. El e condamnat pentru o credință. El e sâmbătar, el nu mănâncă de la cazan. Și vă rog să acceptați să... Asta e crezul lui și așa mai departe. S-a uitat la mine, m-a măsurat de sus până jos milițianul după secție. Ce mă, dar mâine te tunzi? Domnule ofițer, e prea târziu mâine. Mai e o oră, două, până apune soarele. Și atunci mă tunzi. Bine mă, intră și te tunzi după ce apune soarele. La Târgu Mureș a fost cel mai greu. Acolo se respecta regulamentul de ordine interioară, dar acolo am petrecut cel mai mult timp la izolare. Și din izolare vreau să amintesc un moment când eram de multe ori și singur. Dar se întâmpla să mai fie și alții pedepsiți și să ajungă în izolator. S-a întâmplat să fie un băiat de la Codlea, unul care provenea dintr-o familie de penticostali, care a ajuns în închisoare pentru că a fost flămând, plecat de acasă și a furat ceva ca să mănânce și a ajuns în izolator cu mine pentru iar o indisciplină acolo. Și el mânca tot ce se dădea acolo de mâncat. Și în ziua când nu primeam de mâncare, primeam dimineața 125 de grame de pâine. Eu, pentru că aveam multe zile petrecute acolo, nu mâncam imediat bucățica aceea de pâine. Mâncam așa spre amiază, spre după amiază, ca să împart timpul, să nu fie de dimineața asta până în cealaltă dimineață stomacul așa, fără să primească ceva și când am luat din bucățica mea de pâine, el, poate fără cuvinte, dar aștepta să împartă din bucata mea de pâine.
Și încercarea era mare. Să împarți când ai din destul, nu este greu, dar să împarți când ai 125 de grame de pâine și am zis, da, felul meu este o să fiu omenos, să fiu creștin și am rupt. Am rupt din bucata mea de pâine și am dat așa să poată să simtă și el că are ceva în gură, un pic de pâine. Am făcut asta de vreo 3 ori. Și care a fost dovada prezenței lui Dumnezeu? Dovada că Dumnezeu își ține făgăduința chiar și în condițiile acelea. Chiar la subiectul dărnicie, răsplătire. În timpul ăsta, când eu am stat la izolare 70 de zile, de 3 ori s-au făcut lucrări de amenajare la bucătărie și s-a dat hrană rece. Asta însemnând că nu mai primeam mâncarea gătită, pe care eu cum nu o foloseam, pentru că era puternic bogată în, în grăsimi, în jumări de porc, de carne. De... Și hrana rece însemna 600 de grame de pâine, o bucată de marmeladă, de telemea, era și șunca pe care oricum nu o foloseam. Și am zis, cât de mult știe Domnul să-și țină făgăduința? Dacă da, El știe să stea împătrită, știe să stea chiar mai mult. Și dacă am dat câteva grame de pâine, Domnul mi-a dat câteva sute în plus. Lucram la muncă, la un canal de 2 metri jumate adâncime și 2 metri lățime. Terminasem lucrul și acolo căutam să povestesc colegilor despre credința în Dumnezeu. Acolo am observat dintr-o dată că Domnul mi-a deschis ochii și m-am uitat puțin în stânga. Am văzut deodată că se dărâmă un mal peste noi. Atunci eu am zis să ne salvăm de aici, pentru că este pericol să ne cuprindă malul și să ne înghită. Repede, noi care am terminat, am ieșit repede afară și pe ceilalți a prins jumătate malul în pământ. Și atunci am zis, asta este puterea lui Dumnezeu care mi-a descoperit să fim salvați. Și chiar unul din colegii mei a spus, și chiar dacă 10 ani îți dădea, tu ești acela prin care Duhul lui Dumnezeu ți-a descoperit să fim salvați. Mi s-a spus, pentru că sunteți tineri, aveți voie și chiar vă îndemnăm să anunțați familia acasă, căci aveți tată, mamă, frate, soră, și dacă nu executați ordinele, suntem obligați să executăm noi alte ordini, pentru că veți fi executați prin împușcare. Și ducându-ne la locul de execuție, mi-am întărit credința printr-un in de martir. Domnul ne-a chemat la luptă. Această cântare inspiră foarte mult curaj și cântând-o de mai multe ori, nu mi-a dispărut definitiv orice teamă de frica morții. Ba mai mult, niciodată în viața mea n-am avut o zi atât de fericită ca astăzi, când știu precis că încă puțin și sfârșesc ca martir. Locotenentul politic a întrebat, care vrea să se lase de credință să treacă în partea asta, să-și salveze viața. Noi am spus, pentru mine, personal, eu rămân ascultător de legea Dumnezeu. Și 5 inși am spus la fel. Însă el s-a înfuriat când a dat ordin ca să încărcăm căruțele și noi n-am executat, atunci protonul de execuție a primit ordin de la el, introduceți cartușul pe teabă. Și la zgomotul acestor arme, când a introdus cartușul pe teabă, unul din frățiori înspăimântat a pus o piatră în căruță. Al doilea s-a plecat, al treilea, iar
văzând acest lucru, deși am amețit pentru un moment de ceea ce s-a întâmplat să lucrez sâmbăta, dar am considerat că pe front un militar, și dacă trece glonțul pe el, el tot mai poate merge un 10 metri sau un 5 metri. Și eu poate că voi putea vorbi o frază, ceea ce Domnul îmi dă. Și am strigat la politic, întorcându-mă cu fața la ofițerii care erau vreo 15 și priveam. Mai erau și 50 de căruțe care erau oprite din lucru și priveau. Și am strigat, să trăiți tovarășul locotenent politic. Sunt supus Republicii Populare Române în orice timp și la orice ordin, atâta timp cât nu vine în contrazicere cu legea Dumnezeu. Iar pentru legea Dumnezeu sunt gata să-mi dau viața. N-au tras, s-au repezit și ne-a băgat bainetele pe haine, ne-a trântit jos, între timp ce ofițerii a venit și a spus, nu loviți, nu dați cu picioarele, căci acești doi vor merge la pușcărie. Erau cu batistele la oi, cu lacră, și a spus, treceți la locul vostru, iar ceilalți să lucreze. Ei a spus, nu mai lucrăm. Bucuroși, a spus, mergem și noi la închisoare, așteptați-ne, fraților, pentru că avem timp să ne pocăim pentru greșeala care ne-am aplicat să scăpăm de moarte. Și ofițerii a spus, voi lucrați? De ce vă este frică de arma noastră? Nu ne este frică de armă. Ne era frică de moarte că nu eram pregătiți, dar mergem la închisoare și ne pregătim și noi. Mi-a povestit odată o experiență cum pute zahăr cubic și nu știu cum o primi permisiunea să-și facă ceai. Și acolo a avut un prieten cu care vorba de adevăr și a făcut ceai și amândoi, el l-a servit pe prietenul lui și stăteau la un ceai și vorbea cu el despre Domnul, despre nădejdea care este în el și tânărul ăla îl admira cum el... Nu era credincios, tânărul ăla avea alte suferințe pentru alte cauze și totuși îl admira cum tu, lungule, poți să crezi că era pe timpul comuniștilor, nu prea era credință în inima oamenilor, dar tu poți să crezi așa și ce fericit ești tu. Vedea că e fericit că el sufere pentru o cauză dreaptă, n-are muscle de conștiință și are o bucurie în suflet. În toate suferințele lui, el întotdeauna a avut o bucurie în suflet. Și asta făcea pe mulți să îl admire. Cum? Tu ești la închisoare și tu ești bucuros. Am fost bun lav, de inimă așa de rău și pot să vă spun această experiență care pe mine m-a șocat și m-a întărit foarte mult în credință. Nu putea să mai dorm nici pe spate, nici pe față, nici pe stânga, nici pe dreapta. Decât stăteam numai pe scaun. Și doctorul mi-a dat tratament, dar totuși, până la urmă, nu mai mi-a dat, că nu mai avea ce să mai fac. Și atunci eu am făcut, era joi seara, și am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, dacă mai vezi ceva bun în mine, în viitorul meu, vindecă-mă, dacă nu, și atunci, în noaptea aia, am visat un vis. Se făcea că eram, că eu am fost de mic copil, eram cu oile. Și am visat că eram cu niște oi și oile erau împulucite în timpul 12 în stânga mea. A venit un om în dreapta mea, nu l-am văzut decât de la genunchi în jos, era îmbrăcat în alb. Și mi-a spus așa, bagă de seamă, când oi pleca de aici, să iei tot, să nu lași nimic. Și m-a deșteptat. Mă, ce vis să fie ăsta? Eu eram deja în celulă.
Și m-am culcat din nou tot așa pe scaun și am visat același vis. Și atunci m-am gândit că a visa un vis de două ori însemnează că e un lucru hotărât de Dumnezeu și va fi adus la îndeplinire. Am dormit până noaptea și dimineața, când m-am trezit, până la ora 9:30, vine șeful de secție și spune: dacă poți și dumneata, fă o baie, că aveam dușul în celulă. Fă o baie. Și am început să mă spăr un pic pe față, dacă o fi să mor, să fie și o baie în curat. M-am spălat pe mâini, am dat puțin apă pe corp și am început să mă încălzesc. Și am dat drumul la duș în partea inimii. Și ce m-am gândit? Ia să iau prosopul. Am luat un prosop și am început să mă plec și în stânga și în dreapta, dând în toate părțile. Până când am căzut jos. În timpul acesta am oprit apa caldă și rece. Când m-am ridicat în sus, am văzut în partea inimii un strugure roșu. Și atunci, din clipa aia și până la vârsta asta, de 82 de ani, eu nu am mai avut durere de inimă. Când a fost militar, am răcit foarte tare acolo ca militar și situația era în așa fel că nu aveam îmbrăcăminte corespunzătoare pentru timpul care era. Și am lucit și am ajuns la infermerie și prin aceasta am ajuns într-o stare de nu puteam nici în picioare să stau. Și atunci m-am rugat Domnului și Domnul a intervenit pentru mine și adică eu am căzut într-o amețeală și prin aceasta, rugându-mă, a venit și mi-a dat putere și am rezistat și în fața încercării care mă punea să discălesc frământul și am spus că nu și am mers înainte. M-am simțit că într-un sabat stăteam la poartă, eram pentru număr și un sergent major pe numele Lungu a venit la mine. Ce-i cu tine? Păi eu sunt pocăit, sunt așa, așa și nu lucrez sâmbăta. Și m-a preznit cu două palme de m-a căpiat. În urmă venea majorul, care era cu alimentarea unității a deținuților. Și zice: Lungule, de ce-l bați? Ordonanța a fugit la dânsul în fața acolo și a zis: păi e pocăit, păi e așa, păi zice, noi nu-i bateți, noi nu-i batem și voi și tu îl bați. 7 zile arest la Petești. Imediat a chemat, asta pe loc a fost, imediat a chemat frizerul, l-a pus în genunchi și frizerul era deținut. L-a tuns, i-a luat centura și sentinelă după el și l-a trimis la Fetești. Eu am rămas mirat și mi-a zis majorul: du-te în secție. După 7 zile a venit Lungu. El se ocupa cu dresarea de câini. Avea 12 câini. Și a venit și m-am întâlnit cu el și a zis: primul, când vei fi la mine în cordon, te voi împușca. Eu am zis: bine că mi-a zis, ca să știu și am să ies la raport, să nu ies în cordonul dumitale că mă împuști. Cu ce sunt vinovat că m-ai bătut și ai făcut dumneata 7 zile arest la Fetești? Și atunci a tăcut din gură și a și plecat că venea un ofițer. Asta am văzut mâna lui Dumnezeu, ca la timp a fost imediat la pedepsire. Într-un sabat, ajungând la Pitești, ne scoate la punctul de lucru unde un plutoner major îmi cere să-l servesc cu o cutie de motorină într-o zi de sabat. Zic: domnule plutoner, am toată satisfacția. Vă simpatizez, vă ascult 6 zile, dar ziua 7, care este sabatul lui Dumnezeu, eu zic că, vă spun hotărât, nu pot să respect ordinul dumneavoastră. Din 60 de deținuți care sunt aici, nu l-ați găsit sâmbăta decât numai pe negru să vă servească? Atunci el începe autoritar
că acasă la tata și la mama ai făcut ce ai vrut, aici ești în pușcărie și când trebuie să respecti ordinele. Eu am spus, pentru asta sunt condamnat. Dar dumneavoastră, adică vreți, doriți, aveți plăcerea să mă pedepsiți a doua oară pentru aceasta? Nu, că aici trebuie să faci, aici ce știu eu ce. Eu am zis, eu ascult numai de ordinul lui Dumnezeu astăzi, nu de-al oamenilor. Și atunci îmi spune, stai jos. Zic cu bucurie, negruți vă ascult. M-am așezat pe partea aceasta, stângă, eram la niște canale unde se făceau taluzuri și era frig, iarna, nu aveam decât îmbrăcămintea de toamnă, venise frigul probabil mai timpuriu, toți deținuții suflau în mâini și mă întrebau cu compătimire, pocăitule, nu ți-e frig? Mie asta mi-este credința pentru care sunt hotărât să sufer și chiar și să mor, dacă este voința lui Dumnezeu. Și în timp ce am simțit că peste puterile mele trece frigul și răceala în corp, nu pot să spun cât am stat jos, dar am simțit că trece și mă pătrund de frigul, am zis, hai să înalț o rugăciune celui pe care mi-am încredințat viața în mâna lui, lui Dumnezeu. În timp ce mă rugam, zic, Doamne, Tu ai promis că vei fi întotdeauna cu copiii Tăi. Dacă găsești cu cale și este voia Ta, să mă asculți, Tu știi. Dă-mi putere, că dacă va fi să rămân aici, sabatul este al Tău, Tu l-ai instituit și l-ai dat omului să-L păzească cu sfințenie și eu pentru el astăzi sunt prigonit. Și am zis că dacă este voia Ta să rămân aici, dă-mi putere. Și atunci, cum s-ar duce tavanul în două părți, fără să privesc la cer, că mare este puterea lui, am văzut acea lumină care a venit din tronul de milă al lui Dumnezeu la mine. Am primit căldură și nu mi-a mai fost frig. La Oradea, acolo m-am arestat, 60 de zile de izolare am făcut. Deja am ajuns foarte slăbit la 58 de kilograme și nu am mai putut rezista numai. Și comandantul chiar mi-a spus că o să mă termine. Era un comandant foarte sever și m-am gândit o să zic de cuvânt, că era foarte sever. A doua zi a venit cu totul schimbat. Noaptea m-am rugat foarte mult ca să mă ajute Domnul dacă a fi cu putin să trec aceste încercări. Dimineața a venit foarte sâmbăreț, ce era, nu l-am văzut niciodată așa, și mi-a spus, Mureșan, rămâi în cameră, că nu mai mergi la șantier, o să rămâi la făcut tortoi pentru deținut. M-a mirat, adică nu, mai fi pedepsit, o să fiu ajutat acolo, a fost viață foarte bună, aveam lapte, aveam ouă, aveam cartofi, aveam din beșuri de toate. Și chiar am văzut mâna Dumnezeu cum să i-o schimbat ideile lui și planurile lui. Așa eram de obosit când veneam seara, de aproape nu mai puteam ajunge la comunie, greu. Toți deținuții care mă cunoșteau, băi, zice, acum trebuie să cedezi. Dacă tu vrei să ții credința și vrei să mai trăiești, trebuie să mănânci și păi mă te duci acasă, treaba ta ce faci, dar zice, aici nu mai poți face față. Mă gândeam să cedez, să mănânc sau ce să fac. Și într-o zi, să zic așa, peste săptămână, m-am tot gândit, ce să fac, ce să fac. Mi-aduceam aminte de unii frați care spuneau experiențe, de unii frați care au cedat, alții au rămas statornici. Pe urmă, cei care cedase au vrut să se reîntoarcă, nu i-a mai primit, însăși brigadierii respectivi au fost și de rușine, de asta, cu conștiința păcată. Și mi-am luat hotărârea, orice se întâmplă. M-am rugat, am plâns, până în jur de 12 seara și m-am hotărât, Doamne, orice se întâmplă, eu rămân statornic. Deci hotărârea. Cât a durat până când cerul deja a luat cunoștință, să zicem, de hotărârea mea și mi-a și schimbat situația. Dimineața deja brigadierul care era peste noi acolo, tot deținut, îmi spune,
Domnul Toma zice, să știi că nu te mai duci la DIC. Am primit ordin să-ți dau 8 oameni ce va trebui să lucrezi în secție la noi aici, în colonia. Mă gândeam, ce mie nu mi-o fi asta, ce să lucrez eu? În atelier era unul care lucra și îmi spune, zice, cel care trebuia să-i lucrez, zice, tu ce ești? Eu sunt plar. Dar, zice, treburi de construcție din astea, de dulgherie, cunoști? Nu știu ce avea să vedem. Și îmi spune că vrea să facă, el a zis remiză, eu n-au zis de numele de remiză, nu știam ce înseamnă. Adică, cum să zice la noi, o șură, o clădire mai mare, zice, aici vreau să adăpostesc cară, vreau să fac un gater și îmi trebuie cam 12 metri de lungime, 6 metri lățime, încă un cot așa, 3 uși, niște geamuri acolo și zice, dacă poți să faci treaba asta, de aia ți-am repartizat oamenii. Dar printre alte mă întreabă, zice, dar am auzit că tu nu mănânci carne, cu ce trăiești aici la noi? Deci asta mai, să zicem, seara a fost treaba după ce am lucrat și seara mă întreabă treaba asta, cu ce trăiești aici la noi? Păi zic, cu ce pot? Mă închipuiesc după câteva zile și de aproape de nemâncare, eram probabil și slăbit, așa. Dar zice, lapte folosești? În pușcărie lapte. Domnule, zic, lapte? Da, dar păi în pușcărie lapte n-am mai auzit până acum. Și acolo, la colonia respectivă, aveau vaci care tot deținuțile întrețineau, probabil laptele îl ducea, știu eu unde îl ducea, și cheamă un grăjdar și îi spune, uite, domnul Toma, uite ce bine de o pornit treaba, zice, să-i dai lapte, câte un kilogram de lapte, de zice, cât va putea mânca. Suferințele prin care au trecut cei ce au ales să îl urmeze pe Dumnezeu au fost suportate cu supunere, răbdare și cu inima hotărâtă să-L onoreze pe răscumpărătorul lor, chiar dacă asta ar presupune prețul vieții. Ei au reușit ca prin puterea lui Dumnezeu să-și modeleze caracterul chiar și în condițiile cele mai dificile, învățând din viața de suferință, din închisoare, lecția răbdării, a îngăduinței, lecția supunerii și a bunătății, a acceptării și a iubirii, călcând astfel pe urmele pașilor Mântuitorului. Astfel, ei au transformat drama condamnării și a vieții din închisoare în binecuvântarea de a-L reprezenta pe Hristos în toată măreția dragostei sale. La închisoare am putut să învăț răbdare multă, am suferit de frig, de foame și Dumnezeu m-a ținut sănătos ca să trec cu bine prin această încercare pe care de bună voie am suportat-o. În pușcărie foarte mult trebuie să practici răbdare. Venea mâncarea, toată lumea mânca, noi ne uitam. Toată lumea te înjura, te dușmănea sau mă rog, că eram mai deosebit ca ei. Eram mai deosebit și eram obiectul urilor, oricând. Și ne-am învățat și nu suflam nimic. Și ne-am învățat, consider eu după mine, răbdare. Poate și îndelunga răbdare. A fost zile întregi care primeau pachete, eu aveam pachetul tăiat, pentru că nu lucram în sabat și făcusem și izolare, ai drepturile tăiate luna asta. Și nu primeam pachet. Ceilalți care lucrau primeau pachet, eu stam și mă uitam. Deci asta, deci răbdarea în general. Pușcăria m-a învățat să fiu un om supus. Pentru că în pușcărie, dacă nu ești supus, până unde se poate, trebuie să suporți rigorile legii de detenție. Și pentru mine asta a fost o lecție bună. O lecție pe care am învățat-o de mic copil.
Închisoarea m-a învățat că eu trebuie să am milă de os și suflet. Închisoarea m-a învățat că trebuie să am răbdare cu os și suflet. Închisoarea m-a învățat că eu trebuie să am răbdare cu orice suflet care păcătuiește sau greșește. Eu trebuie să am milă, numai de soția mea sau de copilul meu. De os și suflet, indiferent. Eu trebuie să am răbdare, să am milă, să am bunătate. Asta am învățat-o. Experiența asta, prin asta am trecut și asta mi-a fost de folos în timpul meu de pastor. De 25 de ani când am lucrat, eu n-am exclus un suflet din comunitate. Unul singur l-am exclus, că ăla s-a opus, el tot, nu m-a văzut. Dar restul n-am exclus pe nimeni. Am tolerat, am sfătuit, am îmbărbătat, am încurajat și fiecare și-a revenit din greșelile lor, din defecțiile lui. Asta am învățat. Și asta, pe mine mă ține în picioare. Iubirea lui Hristos care se întâmplă săpat pe palme, numai eu săpat pe palme lui. Să știi, toată lumea s-a întreagă este să poată pe palme. În plan de răscumpărare e cuprinsă toată lumea. El este jertfă din sfârșire. Deci aici am învățat eu în închisoare. Răbdare, îngăduință, bunătate, milă, iubire. Deci de așa trăsături trebuie să-l am eu și cu el care suflet. Mai înțeles? Acolo te maturizezi din mai multe puncte de vedere. Acolo cunoști prostia, acolo cunoști și înțelepciunea, pentru că acolo sunt și oameni de valoare, nu sunt doar oameni împinși de societate, așa într-un colț. Sunt oameni care au făcut fapte pentru care legea și-a spus cuvântul, dar înveți multe de la ei și oamenii aceștia se separă, se decantează de cealaltă parte a societății și înveți. Și din punctul acesta de vedere, din celălalt punct de vedere, te maturizezi în sensul că ce poate să-ți facă? Ai trăit o experiență. Ai văzut că Dumnezeu intervine în situații limită. Și atunci minunea este mai mare. Consider că a suferi pentru cauza cea dreaptă a lui Dumnezeu este o onoare. Și ceva foarte inspirat spune că nu este mai mare onoare pentru cineva ca Dumnezeu să încredințeze cauza sa nouă, care suntem atât de infimi. Nouă care Dumnezeu ne dă cauza sa, tu ești doar elementul prin care Dumnezeu lucrează. Veți să fii supus, să fii răbdător și mai mult ca atât să dai întâietate. Totdeauna. Prioritate celuilalt. Și atunci, când gândești și păptuiești, Domnul îți ajută și ești biruitor. Și lecția pe care am învățat-o este că totdeauna să fim supuși atât părinților cât și celor din biserică și așa mai departe. Vreau să vă spun că lecțiile acestei întâmplări au fost analizate de-a lungul timpului în viața mea. În primul rând, am înțeles că fiecare dintre noi are o responsabilitate și o chemare în același timp. Am înțeles că sunt anumite lecții pe care trebuie să mi le însușesc. Am învățat că fără Dumnezeu, viața nu poate fi concepută, nu are valoare. Femeile pe care le-am întâlnit în închisoare m-au impresionat prin biografiile lor. Fără orientare morală, fără orientare religioasă, drumul devine o hățiș, drumul vieții devine o hățiș. În mod special, m-au impresionat femeile pe care le-am văzut atunci când am ajuns în închisoarea Rahova. A fost un șoc pentru mine. Femei triste, femei cu trăsăturile feței schimbate datorită vieții pe care o trăiseră.
încât chiar s-au și mirat și m-au întrebat, pentru ce ai ajuns aici? Când au auzit răspunsul meu că am ajuns pentru niște cărți religioase, mirarea lor a fost și mai mare. Eu am fost foarte impresionată de posibilitatea pe care ne-o dă Dumnezeu să ne alegem ori viața de ascultare, ori viața trăită la voia întâmplării, după modelul lumii. În acele momente de încercare am învățat să mă încred în puterea Domnului, care intervine la timpul potrivit și întotdeauna, nu numai atunci, în mod deosebit când ne aflăm în încercări, Domnul este gata să intervină așa cum El ne-a făgăduit și ne amintesc însuși cuvântul Domnului care spune că El, Domnul, nu împiedică atacurile oamenilor, dar le întoarce spre binele celor ce se încred în Domnul și sunt credincioși și cuvântul, și ascultători de cuvântul Său. Oricum, am văzut acest lucru în repetate rânduri și aș putea să spun că este bine și este foarte bine ca să strigăm la Domnul pentru ajutor în orice împrejurare, chiar și în timp de libertate și totdeauna, să ne încredim în puterea Domnului care poate să ne susțină în timpurile de încercare și chiar și în timpurile de libertate. Adesea încercările în libertate sunt de multe ori mai fine și mai periculoase chiar decât în timp de criză și de răstriște. Suferința nu se poate cuantifica. Pentru ea nu există unitate de măsură, ci doar nume, în suflete, pe trupuri și în morminte. Nu există îndoială că regimul comunist a provocat multă suferință. Însă dincolo de tot ce a însemnat sistemul comunist și traumele pe care le-a pecetluit pe trupurile atâtor copii ai lui Dumnezeu, atât cei care le-au trăit, cât și generația de azi și de mâine, care va asculta istoria durerilor, pot înțelege dragostea nemărginită a lui Dumnezeu, chiar și acolo unde aparent nu mai există nicio speranță. Grija Lui, când puterile îți părăsesc ființa, mila Sa, când toți cei din jur te umilesc, minunile Lui, când tu nu mai ai soluții, și pacea deplină, când sufletul îți este împovărat. Căci adevărul te va face liber. Pericolul libertății este cel care a fost întotdeauna. Atunci când Dumnezeu ne lasă liberi să respirăm, este trist că noi ne întoarcem spatele. Noi nu mai avem același respect față de Dumnezeu, nu mai avem aceeași legătură intimă cu Dumnezeu, pentru că ne preocupă mai mult lucrurile acestea trecătoare și vremelnice, care nu au nicio valoare nici pentru noi și insultă chiar și deranjează pe Dumnezeu. Aș putea să spun tuturor tinerilor că Dumnezeu nu se lasă batjocorit, că Dumnezeu dorește să se folosească de tineret și ei vor fi vioara numărul unu, pentru că cei mai în vârstă, unii vor zace în pământ, alții vor fi arestați, că sunt linia principală a bătăii și ei vor face lucrarea pe care noi n-am putut să o facem până astăzi. Ei trebuie să fie credincioși lui Dumnezeu, trebuie să iubească pe Dumnezeu, să se pregătească ca să poată să intre în această acțiune, să ia din mâinile celor care au început să tremure steagul pătat cu sângea lui Emanuel și să-l ducă acolo unde trebuie pus. Cei nesocotiți glumesc cu păcat. Și problema aceasta, mi-aduc aminte când frații au venit de Revoluția, s-au schimbat lucrurile, fraților, nu vă bucurați, pentru că voi ați fost credincioși în încercări. Și aceasta parcă n-a vrut să mă nemăgulească, să ne țină în atenție, pentru că libertatea și democrația și problemele se vor aduce lucruri care sunt mai greu de observat ca încercările și, știu eu, prigonirea și alte situații ale credinței în timpurile grele. În sfat este că fără Dumnezeu, în orice situație s-ar afla fiecare, nu poate să realizeze niciun plan. Numai rugăciune
speranță și încredere în Cuvântul lui Dumnezeu și ajutorul său le poate da să iasă biruitori în luptă cu greutățile vieții a fiecăruia. Gândul pe care îl mai am este că astăzi, când este libertate, este un pericol care este mult mai mascat decât atunci când e prigonă. Și anume, dacă mergem în istoria sfântă, găsim comparația între David și Solomon. Solomon a fost crescut ca un puf, David în continuu alerga dintr-un loc într-altul să nu-l omoare Saul. Deci, lucrurile sunt în felul următor. David, ca orice om, și noi să avem grijă că suntem oameni și putem să cădem, dar s-a ridicat și nu i-a fost rușine să numească în fața națiunii vina și păcatul lui. Dar Solomon, din cauza belșugului și mersului din bine în mai bine, s-a implicat în astfel de lucruri care cred că niciunul dintre noi n-ar vrea să aibă în viața lui istoria lui Solomon. Domnul să ne ajute să fim mai bine ca umilul cântăreț, păstorul din Betleem, care se lupta cu leul și cu ursul ca să scape un miel sau o mială din ghearele lui. Și totdeauna încrezându-ne în Dumnezeu. Generației de astăzi i-aș oferi sfatul pe care îl amintește Biblia. Zice în Cartea Dreptului Iov, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. În lumea aceasta observați că pacea parcă s-a luat. Și atunci când tu ai pacea cu Dumnezeu, chiar dacă s-ar ridica nori atât de sus și atât de greu și s-ar lovi ca de o stâncă de tine, că tu rămâi în pacea lui Dumnezeu și ea este în tine și o poți manifesta și nu vei fi tulburat de negative niciodată. Și această pace este un râu și o fericire care vine numai de la Dumnezeu. Aceasta înseamnă, de fapt, adevărata convertire. Faptul ar fi să credincios și să lupte pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Asta este sfatul. Credincios. Avem atâtea exemple de credincioși. Asta e, că credincioșii tuturor timpurilor tot o trecut prin încercări, necazuri, așa după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigonieți, că asta e și asta a fost. Dacă Domnul, ca să ne răscumpere pe noi, prin câte necazuri s-a trecut și cum s-a câștigat planul de mântuire. Niciodată n-am avut conștiința mai liniștită și mai în pace ca în detenție, ca în mușcă. Orice încercare rațională, logică, în care orice tânăr sau tânără sau frate ar crea un compromis cu legea lui Dumnezeu, va avea asupra minții lui o port-voce, conștiința, glasul lui Dumnezeu care va vorbi și va spune într-o zi, fără sângele ispășitor, fără harul lui, fără transformare, fără topire și înnoire, nu poți să vezi fața lui Dumnezeu. De aceea, spun ca unul care a fost luptător, mă strădui să fiu luptător, dar ajung să cred că biruința aparține asupra de partea Domnului, de partea noastră, în limitele în care Domnul cunoaște experiențele noastre. Libertatea, cum au spus și antivorbitorii mei, este mai periculoasă. Și aș vrea să le spun și lor, acelor la care poate că vor căuta să urmărească tot ce ai s-a depus aceste mărturii în această zi, să nu uite atunci când pleacă de acasă sfaturile părintești. Așa a fost Iosif. Dar Iosif când a fost dus în altă parte, a privit la cele coline care despărțeau privirea lui de al tatălui său și ce a spus? Să rămână credincios lui Dumnezeu. Departe de lume, viața-mi petrec,
curg lacrimi din ziduri și miele în lec, iubiri și dorinți, curg lacrimi fierbinți, libertatea pierdută. Pierdute-n ziduri de cetăți, anii trec cu greu și peste noi se aștept mereu.